Doamna Donatiu Florin, prezent. Doamna Cătălin Florin, prezent. Doamna Tana Adrian, prezent. Doamna Bătrin Vasile, prezent. Domnul Vasescu Gheorghe, prezent. Domnul Vasescu Gheorghe, prezent. Domnul Vasescu Gheorghe, prezent. Domnul Vasescu Florin, prezent. Domnul Săcaru Constantin, prezent. Domnul Răuțăr Ioan, prezent. Domnul Vasescu Florin, prezent. Domnul Vasescu Constantin, prezent. Domnul Chitor Elie, delegat Sătesc. Domnul Giurul Jean, prezent. Ioan, delegat Sătesc. A fost dată spre consultare procesul verbal, dar sunt observat așa conținutul de procesul verbal la ședințe anterioare. Nu știu dacă nu sunt observat, îmi spune la vădere este pentru procesul verbal. Deci se împotrive cineva, se abține cineva, nu știu cum spune conducerea. A fost convocația astăzi prin dispoziția numărul 24 din 21 ianuarie, la ședința ordinară, cu următoarea ordine de zi. Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Coțofănești pentru anul 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a Comunei Coțofănești pentru anul 2022. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL-ului numărul 45 din 24 ianuarie 2021. Punctul 4. Probleme diverse. Dacă mai sunt pentru ordinea de zi și alte propuneri, dacă nu supunem la vot, cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Trecem atunci la primul punct, raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Coțofănești pentru anul 2021. Dați-mi materialele. Da, bună ziua și bine ne revedem la anul 2022, vă spunem la mulți ani. Un an cu multă sănătate, cu bucurii, cu fericire și să dea Dumnezeu să fie mai bun ca 2021 sau, nu, cel puțin, să nu fie mai rău decât 2021. Eu de la început vreau să vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră și contribuția dumneavoastră la îndeplinirea obiectivelor pe care le-am avut pe 2021 și totodată să vă spun că eu sunt mulțumit de colaborarea între executiv și Consiliul Local și funcționarii primăriei și vreau să spun că a fost un an, chiar dacă trecut printr-o pandemie medicală, un an destul de bunișor din punct de vedere al realizărilor ca și primărie, ca și OAT. O să trec la prezentarea materialelor, durând situația socială și economică a Comunei Coțofănești. Să vă spun că am avut invitați mai mulți, adică de la toate instituțiile de bază a Comunei, la deconcentrate mă refer, și aici spun dispensarul uman, dispensarul veterinar, poliție, școală, domnul director, și din păcate, văd că nu este prezent niciun reprezentant al acestor instituții și poliție. Lucru care nu dă bine și nu e de bun augur. Adică mi se pare normal, atâta timp că pretinzi de la autoritatea publică locală să rezolve toate problemele pe raza comunei, eu zic că aceste lucruri care trebuie să rezolvate într-o comunitate, într-o comună, să fie rezolvate de către toți cei care sunt factori de decizie și factorii care au un cuvânt de spus în ceea ce privește activitatea unei comune. Și nu întâmplător, cel puțin la poliție, totdeauna am găsit reticiență, nu au venit, mai mult de atât nu au prezentat nici raport, nici raport de activitate, nici de la dispensarul uman, care totuși trebuia prezentat un raport, mai ales în situația dată cu această pandemie de coronavirus, de la
dispensarul veterinar. Chiar vrem să știm și noi cum stăm cu efectivele de animale, cum, ce probleme, ce greutăți au și toate instituțiile astea, cel puțin cele trei, școală, cred că domnul directorul să vină, părerea mea. Școală, poliție, dispensar uman, dispensar veterinar, poștă și de celelalte instituții, mai puțin, poate știu eu, nu contează așa de mult, dar cele 3-4 instituții trebuie să fie, să aibă reprezentanți aici, dacă nu șefilor direcții. Nu știu, o să țin și eu cont de felul cum dumneavoastră răspund la apelul făcut de noi o dată pe an, că dumneavoastră ar trebui să vină ori de câte ori este nevoie și sunt solicitați de către primar și de către Consiliul Local. Lucru care nu se întâmplă, numai ei sunt foarte atenți la greșelile pe care le facem noi. Și la faptul că dacă se întâmplă ceva, primii care dă și aruncă cu noroi sau aruncă pisica în curtea cuiva, o aruncă în curtea primăriei, că la primărie se întâmplă lucrurile. Să sperăm că în 2022, anul ăsta, vom avea o colaborare mai bună. O să vă prezint materialul, dar nu să-l mai prezint în întregime, pentru faptul că sunt lucruri pe care dumneavoastră le știți, pe care le-am discutat în ședințele din timpul anului 2021. O să spun doar numai de realizări, nu o să vă prezint situația financiară în întregime, o să vă spun în ansamblu despre ce e vorba, disciplina în construcție, despre registrul agricol, despre taxe și impozite, despre asistență socială, despre serviciul de stare civilă și așa mai departe, dar o să fac rezumate din ele, pentru faptul că ar însemna să pierdem o oră și jumătate să citim și nu cred că cineva așa de pregătit, ca să zic așa, să rețină tot ceea ce citesc eu. Și acum o să procedem la citirea materialului. Raport anual privind activitatea pe gospodărie, investiții și achiziții pe anul 2021. În anul 2021, chiar și în contextul continuării pandemiei de COVID-19, din bugetul alocat Comunii cu Ciocănești s-a încercat să achide toate categoriile de cheltuieli necesare a fi efectuate cu achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări, respectiv asigurarea funcționării instituției, plata salariilor și indemnizațiilor, întreținerea și repararea bunurilor din comună, asigurarea serviciilor necesare continuării investițiilor începute și demararea altora noi, plata taxelor, cotizațiilor, împrumuturi, etc. și în mare măsură s-a reușit prin administrarea bugetului cu răspundere și eficiență de către Executivul Comunii Coțofănești. Fondurile din încasări proprii au crescut ca urmare a măririi gradului de corectare a amenzilor, taxelor și impozitelor și sperăm ca și pe viitor ele să mai crească. Conducerea comunii a reușit să rezolvă majoritatea problemelor evite pe teritoriul comunii, să nu rămână cu datorii și să pună în practică mare parte proiectele avute pentru anul 2021 în instituțiile și pe teritoriul Comunii Coțofănești. Acum vă prezentăm instituțiile publice pe rând cu investiții dotate necesități. Primăria Comunii Coțofănești. Primăria Comunii Coțofănești este un spațiu modernizat, estetic, plăcut, atât în interior cât și în exterior, beneficiind tot ceea ce este necesar, în care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții, dotate cu sistem video de supraveghere și centrală de alarmare pentru clădirea primăriei și biroul de taxe și impozite locale, cu centrală termică nouă, fiabilă și asigură energia termică pentru clădirea primăriei și căminul cultural. Anul trecut s-a primit de la DGASPC în Bacău, prin donație, un autoturism Dacia Rogan, acum instituția având un număr suficient de autoturisme pentru a asigura desfășurarea activității zilnice în bune condiții pentru poliția locală, pentru domnul primar și viceprimar, pentru asigurarea deplasărilor cu documente, acte, proiecte, etc., ale tuturor compartimentelor din primărie, la Bacău și în alte localități. Pentru buna desfășurare a activității instituției s-a achiziționat consumabile necesare, hârtie, dosare, plicuri, etc., materiale de curățenie și combustibil pentru mașinile din dotare, buldoi, scavator și alte echipamente în gospodărie. S-au achitat
prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, software, întreținere, echipamente, etc. În contextul pandemiei de COVID-19, pe parcursul anului trecut, s-a respectat măsurile dispuse prin hotărârile adoptate de CJSU și de guvern, s-a asigurat dezinfecția instituțiilor publice pe teritoriul comunului câte ori a fost necesar, s-au achiziționat măști și mănuși de protecție pentru personalul instituției, s-a restricționat accesul cetățenilor în interiorul instituției primăriei, s-a făcut tot ce era necesar pentru diminuarea răspândirii virusului. Angajaților primăriei le-a fost asigurată plata salariilor și indemnizațiilor, au fost acordate câteva ajutoare de urgență cetățenilor în locuiașa comune în condiții de lege. Poliția locală, ce are un efectiv de 4 angajați, a asigurat împreună cu Poliția Națională și Asistența Socială verificarea respectării perioadei de izolare și carantină de către cetățenii care au necesitat aceste măsuri discuse de DST, iar prin patrulări efectuate au încercat să stopeze furturile și alte abateri de la legislație ce se comit în comună. Anul trecut s-a achiziționat echipament specific pentru cei 4 angajați a poliției locale înlocuindu-i pe cel deteriorat. Pentru prevenirea și stingerea incendiilor s-a verificat și reîncărcat stingătoarele, s-au verificat hidranții din comună, s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurarea activității specifice. În exteriorul primăriei s-a reparat întreținut și refăcut acolo unde a fost cazul, băncile, gardurile și drăsele leagăne din parcul comunal, s-a achiziționat primăvară și toamnă flori și ghivece cu flori pentru frumusețare, s-a făcut curățenie de primăvară, iar pe parcursul anului, ori de câte ori a fost nevoie, s-a întreținut curățenia exterioară prin cosit, tundere, gardiu, măturat, genizat și orice a fost nevoie pentru un aspect plăcut și curat al împrejurimii instituției și numai. Anul acesta intenționăm să zugrăvim în interior clădirea primăriei pentru un aspect frumos, curățenie și igienizare. S-au achiziționat de foc pentru centrala termică, s-a debitat și aranjat în magazia de lemne și s-a trimis lemn de foc către câțiva cetățeni în Voiaș, ai comune. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a realizat un frumos eliminat festiv al comunei, de care ne-am bucurat cu toții și s-a trimis felicitări cetățenilor comune. Școlile din comună. Școlile cu personalitate juridică au contabilitate proprie și își administrează singură bugetul alocat de guvern pentru bunuri, servicii și salarii. Prin Consiliul Local se derulează doar investițiile, iar anual s-au depus solicitări de finanțare la Compania Națională de Investiții pentru reabilitarea corpurilor B și C de la școala gimnazială Cucioarești pentru reabilitarea școlii Tămășoaia. Așteptăm acceptul CNI pentru a ne apuca de proiectarea și execuția acestor investiții cu finanțare guvernamentală și cu finanțare de la bugetul local. S-a monitorizat activitatea desfășurată dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparațiile curente, dacă s-au igienizat toate sălile de clasă, holurile, s-au verificat și reparat unde au fost cazul coșurile de fum și gheaburile în grupurile sanitare și magazinele de lemne, s-a întreținut curățenia exterioară prin cosit, tundere, gardiu, măturat, etc. S-a asigurat pe tot parcursul anului trecut transportul școlar al elevilor între localitățile comune, dispunând la ora actuală de 2 microbuze și s-a decontat de către primărie naveta cadrelor didactice. S-a monitorizat asigurarea aprovizionării cu lemne pentru încălzirea tuturor școlilor și am acordat sprijin și ajutor ori de câte ori au fost solicitat de director într-o noi existând o bună colaborare și cooperare. Anul acesta, de asta nici am mai venit. Anul acesta vrem să recondiționăm fațada școlii cu Cucioarești, a cărei tencuială decorativă s-a decorat în decursul anului. Cămine culturale, cultura și lăcașurile de cult. Comuna Cucioarești are 4 cămine culturale în toate satele componente, iar în decursul anului 2021 s-au făcut mici reparații unde au fost nevoie, s-au făcut curățenie în curțile interioare și s-a reparat gardurile. Căminul cultural Cucioarești este renovat în totalitate, momentan numai
necesită noi investiții, dar doar mici lucrări de întreținere, iar construirea bucătăriei care face legătură între Cămin Cultural și Primărie este utilă pentru evenimentele ce se vor desfășura în Cămin, munți, cumetrie, etc. În acest cămin vrem să introducem aer condiționat care să asigure un aer respirabil cu ocazia evenimentelor ce se desfășoară în acest spațiu. Pentru cămine culturale, statele Bulca și Tămășoaia vrem să identificăm fonduri europene sau guvernamentale pentru consolidarea, renovarea și dotarea acestora. Cămine cultural Borșan este renovat întâi și numai în aceste investiții imediate. Biblioteca Gheorghe Dumitrescu, Coțofănești, dispune de cărți din diverse domenii pe care cetățenii le pot împrumuta și a beneficia de programul Biblionet, ce permite accesul publicului la informare prin internet. Cetățenii comune pot utiliza gratuit computerele primite pentru acces la internet prin intermediul căruia să caute informații necesare, să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate în localitate. La bisericile în statele comune în anii anteriori s-au alocat fonduri pentru renovarea acestora a caselor pastnicare și a caselor parohiale și în acest moment dorim să mai facem case mortuare unde să pot fi ținute în persoanele decedate. Anul trecut la Biserica Pitin Cosoară s-a dobut ca să executeau fonduri din bugetul local, încălzirea centrală cu cazan pe lemne, calorifere și coș de fum. Anul acesta urmând să realizăm încălzirea centrală la Biserica Pitin Cosoară în satul Tămășoaia. Drumurile comunale, după cum bine știți, pentru asfaltarea drumului în satul Borșan și Coțofănești, am fost nevoiți să apelăm la un împrumut bancar al cărei rate le-am achitat în termenele scadente, iar la sfârșitul anului trecut am terminat de rambursat împrumutul. Asfaltarea drumului în satul Tămășoaia este în curs de finalizare, constructorul s-a mișcat foarte greu anul trecut, am avut numeroase discuții pe această temă. Anul acesta se va finaliza investiția, lucru pe care îl dorim cu toții. Anul trecut s-au întocmit și dispus documentații pentru asigurarea de la Ministerul Valorii cu finanțări ce trebuie suportate de bugetul local și care era foarte mare, 13 miliarde lei vechi. Pentru acoperirea creșterii prețului la materiale de construcție, așteptăm aprobarea și semnarea actului adițional cu medele pe A. Pentru drumurile locale neasfaltate din Bămâna, avem inclus pe lista de investiții de la CNI un proiect pentru 4,8 km de drum. Proiectul este împrumutat și are toate avizele și acordurile necesare obținute. Anul trecut, în toamnă, s-au depus în cadrul programului de investiții Angel Salini, vechiul PNDL, ca să cerere de finanțare pentru asfaltare a programului și asfaltare a 10,7 km de drumuri locale. Așteptăm analizarea cererii să vedem dacă se aprobă. Oricum vom asfalta acest drum, doar ce putem accesa și Programul Național de Redresare și Reziliență. Eu urmăresc acest PNRR. Când se va da drum la componenta de drumuri pe acest program? Toate aceste investiții vor încerca și cu o finanțare din bugetul local. Odată cu finalizarea drumului de atunci și a drumului locale din celelalte sate componente, putem să afirmăm că am reușit să asfaltăm toată comuna. S-a finalizat nomenclatorul stradar al comunii și am reușit să achiziționăm și să mântăm plăcuțele stradale și numele de numele. La podurile și părețele în comun s-au efectuat lucrări de întreținere și mici reparații în decursul anului 2021. Pe drumurile încă neasfaltate din comuna, acolo unde a fost necesar să balasta și s-a finanțat cu autogredul lucrarea necesară pe urma iernii și a ploilor din anul anterior. În satul Borșan, pe strada Dudului, pentru asigurarea scurgerii apelor, s-a realizat un șans betonat, rigole, poreți și s-a profilat și balastat drumul. Intenționăm realizarea unui pod de beton armat ce va face legătură între satul Burca și intrarea la Rome. În ceea ce privește circulația pe drumurile publice în condiții de iarnă, putem spune că se desfășoară în condiții optime, deoarece s-a asigurat din timp materialul antiderapant necesar și avem încheiat contract cu o firmă de zăpezire ce a intervenit pe drumuri când a fost necesar și care va mai interveni dacă va mai fi nevoie. Ceea ce știți și ieri am dat pe Borșan, pe Bâlca, pe acolo și pe Tămășoaia, acolo nu este nevoie antiderapant. Iluminatul public și salubrizare. Pe parcursul anului 2021 s-au urmărit înlocuirea lămpilor
arse de la imunatul public, cu unele economice, astfel încât toate străzile și străduțele din satele componente ale Comunei Cotroneni să fie eliminate corespunzător și să se poată circula în siguranță pe drumurile publice, iar în timp să reducem consumul de energie electrică. Perioada sărbătorilor de iarnă s-a realizat în altul festival al Comunei, iar Comuna a avut un aspect plăcut de sărbătoare. Anul trecut s-a realizat printr-un fond de buget local extinderea rețelei de iluminat public din satul Tămășoaia cu aproximativ un kilometru și pe drumul care face legătură între DN11A și stația CFR Bâlga. În toamna anului trecut s-a discutat la Agenția Fondului pentru Mediu proiect pentru modernizarea iluminatului public din comună, ce va costa montarea a 350 de lămpi inteligente cu mai multe tipuri de senzori ce pot fi acționate de la distanță, înlăturând consumul de energie electrică în exces, ce se va reflecta în diminuarea costului cu iluminatul public. Și acest proiect va necesita cu finanțare locală. S-a verificat funcționarea sirenei din comună și devine necesară achiziția unei sirene noi, performante pentru anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericolă, calamități, dezastre, etc. Pentru colectarea deșeurilor avem încheiat contractul în cadrul ADIS cu firma Ron Prest, care în fiecare joi ridică gunoiul menajer al comunei, de la cetățenii comune. De la sfârșitul anului trecut se încearcă și se va continua colectarea selectivă a deșeurilor cetățenii comune primind sași de colectare selectivă în care pun deșeurile din plastic, hârtie și dozele, saci care se ridică ultima joi din fiecare lună. Taxa de salubritate pentru ridicarea comunei, deși are un quantum mai ridicat, a fost în mare parte achitată de cetățenii comunei, ea fiind suplimentată și cu sume de la bugetul local pentru sortarea selectivă a deșeurilor. Alimentările cu apă și canalizarea, alimentarea cu gaze. Sistemul de alimentare cu apă din satul Borșeni a fost predat spre Compania Regională de Apă Bacău, CRAP, care asigură bună funcționare și necesită bună funcționare a acesta și încasează contravaloarea apei furnizate de la abonați. La sistemul de alimentare cu apă al localității Cotroneni și Bârca s-a intervenit prompt ori de câte ori a fost avarie, s-a asigurat clorul necesar pentru dezinfecție apei furnizate cetățenilor, s-au obținut și reînmăit toate autorizațiile necesare. Anul trecut s-au început demersurile pentru predarea acestui sistem către compania de apă. Sperăm să finalizăm în acest an. În anul 2021 s-au achiziționat pompe noi pentru captarea apei și introducerea acesteia în sistem. În anul 2022, compania împreună cu ADIP și CRAP vom începe implementarea contractului de finanțare pentru realizarea canalizării în satele Cotroneni, Bârga și Borșan, investiții ce va necesita cofinanțare din bugetul local, amplasamentul viitoarei stații de depurare fizice fiind achiziționat în anii anteriori. Deoarece suntem la scumpirea continuă a lemnului de foc, o investiție pe care ne dorim foarte mult să o finalizăm, este alimentarea cu gaze naturale a comunei. Anul trecut s-au semnat contractul de finanțare, s-a efectuat achizițiile directe, s-a finalizat procedura simplificată pentru dirigenția de șantier, care s-a desfășurat sub controlul Agenției Naționale de Achiziții Publice. Este în desfășurare procedura de licitație pentru proiectare și execuția sistemului de alimentare cu gaze. Avem 4 oferte, toți au trecut de etapa de calificare, acum suntem în etapa de evaluare a ofertei tehnice, sperăm ca până la sfârșitul lunii martie să finalizăm procedura dacă nu vor fi contestații. Ulterior, semnarea contractului va începe elaborarea PTH-ului și obținerea acordului, autorizațiilor și avizilor, etapă ce va mai dura 4-5 luni de zile și după obținerea autorizației de construire va începe efectiv execuția investiției. Sperăm să se apropie ordonanța cu decontarea TVA-ului pentru această investiție, dacă nu va fi un efort foarte mare să suportăm această taxă din bugetul local. Activitatea de pășuna și valorificarea materialului nostru se există pe izlazul comunal. Comunalul Cotroneni deține o suprafață aproximativ 560 hectare de izlaz comunal, stabilită în urma inventarierii terenului comune.
Din aceasta, după realizarea cadastrului, parcului și amenajamentului silvic, a rezultat un total de 217 hectare de categorie de folosință pășune, ce au fost atribuite cetățenilor comunei crescători de animale cu care s-a semnat contracte de închiriere. Cei care au închiriat paleniști au obligația să întrețină, să curece și să aplice îngrășăminte pe suprafețele de pășune închiriate și în vederea menținerii și reducerii pășunii comunale. În fiecare an se va relua procedura de atribuire pentru suprafețele de pășune disponibile sau care au devenit disponibile în urma rezilierii contractelor sau modificării numărului de animale deținute. În urma întocmirii amenajamentului silvic s-a identificat 201 hectare de pajiște împăturită cu consistență peste 0,4 de diametru, care va fi exploatat în regim silvic. Va fi dat în pază. Densitatea aici. Poftim? Densitatea arboretului. 0,4 asta e densitatea. Da, 0,4. Probabil, da, densitatea. Da, vreau să-mi vă contrazic. Va fi dat în pază ocolul silvic care la solicitarea noastră va marca și cum putea exploata masa de masă rezultată. Alte activități. Lângă activitățile numerate mai sus, încadrate pe anumite capitole, am mai realizat și avem în vedere realizarea următoarele activități și proiecte ce nu pot fi încadrate într-o categorie anume. Se vor continua cu fonduri europene lucrările de înregistrare sistematică în sectoare cadastrare a imobililor din extravirăm o comune cu Țocănești. Lucrarea ce va continua și în anii următori. Anul trecut s-a finalizat și aprobat strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027. Lucrare fără de care nu putem accesa fonduri în vederea realizării diverselor proiecte de investiții. Ne apropiem de finalizarea planului urbanistic general, o lucrare de mare amploare și foarte necesară, care dura câțiva ani. Au fost multe probleme de rezolvat și anul acesta se va finaliza și aproba. Anul trecut a continuat întocmirea cadastrului pentru investiții și imobile care vor fi introduse în inventarul domeniului public. Am finalizat cu toate străzile și cu câteva obiective, dar operațiunea va continua. Din fondurile europene guvernamentale sau din bugetul local, dorim să realizăm anul acesta și în anul următor achiziția și montarea unui sistem video performant în satele comune, construirea unei case sociale și pentru evenimente în satul Coțofănești, amenajarea unor parcuri în satele Bâlca și Tămășoaia, realizarea unor zone de campare lângă pădure în satul Bâlca și Borșan, execuția unui puț forat pentru alimentare cu apă la sistemul de alimentare de satul Tămășoaia, achiziții de mobilier pentru parcuri, cămine culturale, primărie și mobilier stradal, renovarea căminilor culturale în satele Bâlca și Tămășoaia, realizarea tribunelor și vestiarilor de la terenul de sport. S-au efectuat analizele privind calitatea apei pentru fântânile aflate pe domeniul public al comunei pentru sistemul de alimentare cu apă, contract ce se renumește anual. În primăvară și pe tot parcursul anului 2021, cu bulul de excavator în rotare și cu beneficiarii de ajutor social s-au curățat și s-au astupat grupele de noi, s-au toaletat și văruit pomii de pe marginea drumul național 11A, de la un capăt la altul al comunei. S-a asigurat efectuarea curățenii și menținerea acestei toate în toată comuna și pe tot parcursul anului, menținerea drumului în stare bună, de asemenea s-a întreținut toate obiectivele și instituțiile din cadrul comunei, reparat stații de autobuz, garduri, bănci, leagăne, vitanzare, fose, septice, instituții, etc. S-a asigurat permanența în primării ori de câte ori a fost necesar și s-a intervenit la incendiile pe raza comunii singuri sau împreună cu pompierii din ajur. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au trimis felicitări familiei comună din partea instituției primăriei ca un semn de respect față de cetățenii comune. Menționăm că toate aceste activități, proiecte și obiective și de investiții au necesitat și vor necesita și în continuare multă muncă și fonduri foarte mari. Noi urmărim fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile din bugetul local să reușim să terminăm investițiile începute
și să inițiem mereu investiții noi și necesare comune cu oamenii și cetățenilor acestui an. Asta a fost în mare ceea ce s-a făcut anul trecut. Acum o să trec să prezint situațiile pe compartimente. La situația financiară contabilă, ce pot să vă spun, ca să am spus că o să fac răzbunate din ele. Anul trecut, fiind un an dificil, un an pandemic și cu multe alte restricții, am avut un buget destul de bun. Noi, să știți, la timpul respectiv l-am analizat și l-am creionat acolo unde... Scuzați. Sunt într-o ședință. Și am avut un buget destul de bun pe care știți foarte bine că l-am creionat împreună și l-am repartizat banii acolo unde era strict nevoie de ei. Nu avem alte probleme, ne-am închis bine cu bugetul, avem și un excedent, pentru că am avut niște cheltuieli de făcut în ceea ce privește canalizarea acolo. Noi nu am cheltuit bani. Știți foarte bine că această investiție de canalizare, introducere de canalizare în Comuna Buzovanești, este derulată prin ADIB, prin Consiliul Județean Bacău. Acest lucru trebuia să se întâmple din 2020, trebuia să fie gata canalizarea. Noi suntem deja în 2022. Acum s-au mers pe un termen de 2024. În ceea ce privește, eu sunt optimist din fire. Aici sunt sceptic, pentru că se mișcă foarte greu. Nu știu de ce. Eu am avut o discuție cu, și repet și mă repet, cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Ivancea. Știți foarte bine și la investirea dumneavoastră și Consiliul Local, că am atenționat în mod deosebit că domnul Ivancea a fost prezent aici, să marșeze și să se focuseze pe acest proiect de introducere gaz, introducere canalizare sau canalizare în comunele care sunt în cadrul ADIB-ului, dar interesant de observ cu țucăletul. Unul lui a spus, da, nu îl suspectez de rea credință, sunt nicio formă, este un om luptător, un om principial, un om foarte bătăios. În schimb, probabil se împiedică de alte obstacole. Aici e vorba de avize, de acorduri, de foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și bănuiesc că se va mai tărăgăna. Dar avem speranță că va se rezolva. Bine era să fie rezolvat pentru faptul că în momentul când vii cu alimentarea cu gaze, deci odată faci deranj cu alimentarea cu gaze, odată faci deranj cu alimentarea cu realizarea de canalizări. Nu știu ce se va întâmpla, o să vedem, o să mai discutăm. Cert este că noi vom da drum la această investiție cu gaze naturale. E canalizare, nu este. Asta este treaba. Deci, noi ne-am descurcat cu bugetul pe care l-am avut pe anul 2021. Am spus să avem excedent, ne-au rămas niște bani de la gaze, ne-au rămas niște bani de la ulițile pe care le-am avut de asfaltat. Acum suntem pe programul de Banii Național de Investiții. Și mai avem un excedent undeva care se duce undeva până în 10 miliarde. Bani pe care nu putem folosi decât numai la investiții. Deci nu putem să-i folosim în altă parte. Cam atât este. Dacă dumneavoastră ați avut materiale, bănuiesc că acum și materiale, să știți că dacă nu le-ați primit la timp, durează raport al primarului în ceea ce privește situația socială și economică a României cu investiții, durează pentru că trebuie adunate materiale scrise de la toate compartimentele la primărie, de la instituții, de la comune și nu toate din o dată și dacă nu le-ați primit la timp, înseamnă că domnul secretar nu are nicio vină, noi am pistonat, am solicitat din timp, dar așa se mai întâmplă pe la noi, nu le-am la timp. O să ne mai puteți studia și nu. Adică nu e neapărat că dacă e o problemă care ne scapă sau dumneavoastră nu știți și aveți o lămurire, o
vreți o clarificare, o putem face în ședințele următoare. Da, cam aici pe situația financiară, în ceea ce privește disciplina în construcție, știți foarte bine că aici funcționează sub patronajul legii 50 în 1991, care a fost modificată și completată. O să vă spun că de construit nu prea se mai construiește așa de mult. E școlul de locuință nouă, își mai face câte o anexă, dar tot este ținut sub control. Pentru acest, de acest aspect răspunde la partea financiară, răspunde doamna contabilă Iacobirea, la partea de autorizări de construcție este doamna consilier Uleru Elena. Nu avem probleme deosebite decât cele pe care le știți și dumneavoastră. Avem construcții neautorizate care sunt făcute de moștenim. Vom căuta, noi tot căutăm o soluție de intrare cu ilegalitate, vorba de cartierul de rob, e vorba pe la Tămășoaia, acolo pe sus, dar o să căutăm, nu știu, găsim o soluție cumva să introducem la legalitate. În ceea ce privește pe linie de asistență socială, aici noi operează cele două asistențe sociale, doamna Ailene Liliana și doamna Sabe Tatiana. Avem o activitate, să știți, destul de bogată, să zic așa, ca activitate, pentru faptul că avem probleme deosebite cu bătrâni, cu copii care abandonează școala, copii lăsați prin maternități, copii pe care avem în centre, oameni neputincioși bătrâni care nu au cine, n-are cine să vadă de ei. Și să știți că totdeauna suntem într-o activitate continuă. Și mai mult de atâta sunt aceste măsuri sociale care se iau. Bani pentru căldură, ajutoare sociale, bani pentru burse școlare, bani pentru alocații complementare și așa, alimentele care se dau pe acel program quad. Eu totdeauna, fetele astea au lucrat și caseria, au lucrat până pe ultima zi de an, în ajung de an nou. Aproape că a trebuit să ne achităm. Au venit și bani pe încălzirea locuinței și a trebuit să ne mobilizăm și să putem să rezolvăm problemele oamenilor. Deci, este o activitate complexă, o activitate care din ce în ce devine mai complexă, pentru că în momentul când dai, uitați la sărit prețul de la lemn de foc, la gaze naturale, la energie, statul vine, guvernul vine și compensează prin anumite măsuri, ca să nu le zic reparatorie, știu, un ajutor financiar și atunci îți trebuie primăriile, trebuie să întocmească dosarele. Sunt la încălzirea locuinței, acum mărindu-se plafonul până anul trecut, până în 2020 inclusiv, se dădea numai, se împărțea veniturile pe o familie și era 6 milioane bani vechi, vorbesc, plafonul. Acum s-au dus la 1300 milioane, 1300 de lei. Deci s-au încadrat aproape toată lumea. Și de asta vă spun că e o muncă titanică, o muncă colosală și încercăm să facem față cu cele două fete pe care le avem. Să facem față la... Bine, ne implicăm și noi, și primar, și viceprimar, și poliție locală, și fetele la celelalte compartimente, ce mai pot ajuta, pentru că reacția este în lanț, având nevoie de bani de încălzire, ai nevoie și de registru agricol, ai nevoie și de fata de la inginerul la camera agricolă, să vadă suprafețele teren, acolo sunt mai multe lucruri care trebuie urmărite. Contabilitatea de asemenea și așa mai departe. Taxele și impozitele, se vadă cât e mașinare, ce mai datorima are și așa mai departe. Da, una peste alta ne descurcăm, încercăm să facem față problemelor, știți că am prezentat material, mai cărăm lemne la oameni acasă, mai văruim locuințe, le vopsim, le așezăm, le mai reparăm geamurile, ușile, pentru că dacă n-au pe nimeni, automat trebuie să intervenim noi, că știți foarte bine, a fi dus într-un centru nu e așa de ușor, că majoritatea centrului trebuie să plătești.
sunt foarte două sau trei centri în care nu se plătește, dar nu se plătește. Sunt din cei pe care avem noi în evidențele noastre, ca fiind persoane cu probleme, n-au pensii deloc, au ajutor social sau dacă au pensii de nimic. Și unde poți duce într-un centru din ăsta pentru bătrâni? Da. Raport de activitate a compartimentul Registrului Agricol 2021. Și aici avem fata care răspunde, este consilierul Andrunache Teodora. Este foarte mult de muncă, să nu credeți. Se luptă pentru faptul că o perioadă am avut o fată care, din păcate, a decedat mai înainte, după aia mai gândit cineva și n-a stat și tot așa. Și aici e o activitate foarte mare. Trebuie să ții în evidență tot ce înseamnă terenul agricol, construcții, case, știu, dependențe și așa mai departe. Dar e o fată serioasă, se descurcă, volumul de muncă este mare și aici foarte... Da, o să vă prezint, dacă totuși domnul director de școală n-a venit, o să vă... Da, compartimentul social la domnul, la stare civilă, pardon, compartimentul social. Pe linie stare civilă avem domnul secretar general, domnul Manea Vasile. Aici dumneavoastră se ocupă tot ce înseamnă acte de stare civilă, ședințe de consiliu local, legalitatea actelor care pleacă din primărie, sub semnătură și așa mai departe. Aici se ocupă de nașteri care sunt acasă sau de traduceri de acte care vin, de certificate de deces, de comunii, de o activitate destul de complexă. Și aici actualmente este singur pentru consilierul juridic, este în concediu de creștere a copilului, dar una peste alta se descurcă și lumea lui și putem spune că activitatea este bună. O să vă dau o citire raportului domnului director la învățământ. Întreaga activitate instructivă educativă la școala gimnazială Cociofănești și structurile sale ce se este desfășurat respectând cerințele legii educației naționale din data de 5.01.2011 a metodologiei de aplicare a legii educației naționale, a regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ordinul MEC numărul 5447 în 31.08.2020. Precum și ale recomandărilor venite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Bacău și a Administrației Publice Locale. La resurse umane se poate afirma că au fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea de personal didactic calificat titular la majoritatea disciplinilor. Acel încadrarea cu personal didactic a fost următoarea. Educatoare 6, la învățător 12, profesor 17, aici e dată care sunt debutanți, care nu mă interesează dumneavoastră, încadrare cu personal didactic auxiliar, un secretar, un bibliotecar infantabil, încadrare cu personal nedidactic, au îngrijitori la toate cele patru școli, mai puțin la Borșane cu un sfert de loc, 0,25. S-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrarea personală didactic calificată, popularizat metodologia mișcării personală didactic, s-a monitorizat mișcarea elevilor cu respectarea legislației, s-a asigurat derularea în bune condiții a programelor rechizite școlare gratuite, corn și lapte, s-a asigurat negocierea și soluționarea tuturor situațiilor care ar fi putut genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul elevilor. La curriculum, întreaga activitate școlară, aici spune ce s-a asigurat. S-a asigurat programe școlare și manuale necesare, s-a verificat și a realizat planificările, s-a elaborat planul managerial anual și semestrial, s-a asigurat funcționarea comisiilor și catedrelor principale, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat buna desfășurare
a evaluării naționale elevilor clasele 8, dar s-a monitorizat completarea corectă și, și la timp la documentele școlare, s-a asigurat arhivarea și păstrarea documentelor școlare, s-a asigurat desfășurarea activităților metodice a inspecțiilor pentru obținerea gradurilor didactice. S-a realizat fișa costului pentru tot personalul școlii, s-a asigurat consultații în probleme de curriculum, s-a asigurat desfășurarea conform tematici și graficului existenței activităților extracurriculare propuse. În luna iulie anul s-a încheiat anul școlar 2020-2021 cu următoarele rezultate. Elevi înscriși, clasele 1-4 au fost 250, era elev rămas înscriși la sfârșitul anului 250, deci nu au mai plecat, nu au mai venit. Elevi promovați 243, rata de promovare de 97,2%. Elevi cu situație școlară neîncheiată sau abandon 7. Clasele 5-8, elevi înscriși 164, elevi rămas înscriși la sfârșitul anului 165, deci au mai venit cineva. Elevi promovați 129, promovarea, rata de promovare 78,8%. Elevi cu situație școlară încheiată, abandon 24, destui de mulți. Elevi repetenți 12. Activitatea de pregătire suplimentară a elevilor s-a desfășurat atât la ciclu primar cât și la cel gimnazial. Trebuie ridicat un semnal de alarmă privind scăderea populației școlare la nivelul comunei, cu pregătire în satul Borșan și Coțiconești, precum și creșterea ratei de abandon școlar în rândul elevilor de gimnaziu, majoritatea fete de etnie romă. În satele Bâlca și Tămășoaia sunt copii care nu avem spațiu suficient stăl de clasă. Acolo nu știu care va fi situația, probabil că una din soluții va fi, am văzut că am pus pe tapet și Căminul Cultural, Căminul Cultural s-a transformat cumva în grădiniță, într-un sală de clasă, pentru că evenimente culturale în satul Tămășoaia nici nu prea nu se mai ai, nu se mai fac mulți acolo, în afară de asta, populația satului Tămășoaia sunt de confesiune penticostală și probabil că, că altfel nici nu avem loc, nu ne permite terenul, știți foarte bine configurația. Că e școala și mi-a dat de începe de anul. N-ai zis, mi-a dat eu mulți de anul de acolo, sau dacă săpi. Dar vom găsi acolo. Bine că am rezolvat la Bâlca, și la Bâlca am avut problema asta, la Bâlca este rezolvat, avem spațiu suficient. În cel mai rău caz, eu zic că Bâlca cred că are și excelent de spațiu și putem, că nu am fi primit, o clasă, să putem duce în probăzul să desfășoare activitatea, da? Școlar, s-a dorut. Deci eu aveam, știu, la Ștefan cel Mare, nu de la Buginaș, nu de la, știu, de peste apă, la Jăren, de la Buginaș. Da, vom găsi o soluție, vedem pentru câți copii nu au spațiu suficient și să vedem despre ce e. Așa, ca punctele slabe în activitatea noastră, numărul 1, absentismul și abandonul. Asta am spus-o. Elevilor români, realizându-se unul de elevilor din clasă 14, da. Rezultatele la evaluarea națională. Din totalul 26 elevi înscriși în clasa 8-a, la școala gimnazială Borcevălnă, la începutul anului 2020-2021, 14 elevi au promovat, 2 elevi sunt poezieni, 4 elevi sunt repetenți, 6 elevi sunt cu situații de abandon școlar. Astfel, cele 14 elevi promovați au fost înscriși la examenul de evaluare națională. Prezența elevilor la examen, 10 elevi, 71% la limba, deci procentul 71% la limba și la evaluarea română, și 10 elevi la tot 71% la prova de matematică. Rezultatul final la evaluarea națională relevă un procent de promovabilitate general de 30%, 3 din 10 elevi obținând o medie la evaluarea națională peste 5. Repartiția pe categorii de medie este prezentată în tabelul de mai jos. Notele a prezentat în tabelul notele. Resursele financiare și materiale. Am elaborat împreună cu compartimentul financiar contabil al primării proiectul de buget al unității școlare.
M-am preocupat de asigurarea condițiilor de conform necesare de desfășurare de exercițiul didactic. M-am preocupat de derularea în condiții corecte și la termen a programelor dotate a unităților școlare cu materiale sportive, căsă pentru bibliotecă, materiale pentru laborator, mobilier pentru grădiniță, asigurare și cu plan și șârpii. M-am preocupat la igienizarea spațiilor școlare pentru lucrări de bărbire, obțire, etc. În lunile iulie și august au fost realizate lucrările de reparații curente și igienizare în proporție de 100%. În ziua de 3 decembrie 2021 s-au realizat lucrările de dezinsecție, de reatizare și de parazitare la toate spațiile în comun. S-au curățat coșurile sobelor și coșul de la centrală de urmă, simt de toamnă, au fost ridicate și cele care nu mai corespundeau au fost înlocuite. La școală, în țară de Burga Stănășoie, s-au verificat și reparat toate sobele, s-au dus niște alene în toate școlile din Pomerania. La școala primară Bârcă s-au finalizat lucrările de înlocuire a gardului de lemn cu un gard metalic, s-au montat sisteme de alarmă, sistem video la cele două corpuri de clădire, școală și grădiniță. La școala gimnazială Coțumănești cu acces s-au înlocuit geamurile, ferestrele și ușa cu tâmplărie termofonică, iar în luna decembrie s-au înlocuit s-a înlocuit și centrala termică. La clasele de grădiniță și sala de sport s-au comandat apărători pentru caloriferele care urmează a fi montate în luna februarie 2022. Având în vedere pandemia de coronavirus, s-au luat de măsurile de prevenire și combaterea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, toate unitățile școlare au arondat de scoli gimnaziale cu funcție, am asigurat dispensere cu substanță dezinfectată pentru mine la toaletă, dispensere cu săpun situate lângă lavoare, dispensele cu prosoape pentru mâini, substanțe biocide pe bază de culori și alcool pentru dezinfectare tuturor spațiilor, mobilierilor, ferestrelor, clanțelor. Privind dotarea clanțelor de la uși. Da. Privind dotarea cu manuale școlare, am primit manuale noi, pentru clasele 1 avem manuale noi în proporție de 100%, pentru clasele 8 în proporție de 80% din numărul elevilor la clasă. La celelalte clase avem manuale noi în proporție de 10%, retipărite, completare la manuale deja existente. În anul 2021 s-a acordat un număr de 142 de burse școlare, știți toate vreme, l-am aprobat pentru ședința Consiliului Local, și din care 30 de burse de merit, 11 burse de studii și 92 de burse de ajutor social, pentru care am avut un buget de 88.000 de lei. Deci se are 880.000 de lei. 880.000 de lei. În care s-au cheltuit 87.998 de lei. Deci aproape în trecerea. În cadrul programului privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 200 de euro în vederea stimularea achiziționării de calculatoare noi, a fost depus un număr de 23 dosare, din care au fost eligibile 21 dosare și astfel 21 de euro au achiziționat calculatoare noi. Trebuie remarcată implicarea și turismul permanent al domnului primar pentru rezolvarea tuturor problemelor școlii. Cam asta a fost materialul domnului director de la școală. Noi să știți că noi am mai analizat. Școala este o prioritate pentru noi și trebuie să rămână o prioritate, pentru că în funcție de ceea ce scoatem de la școală, va fi generația care ne va înlocui și care vor decide și în țara asta. Deci de la poliție nu avem. De la primărie vreau să mă mai prezint compartimentul taxe și impozite și acolo e un foarte mare muncă. Anul 2021 a fost mai bun ca anul 2020 în ceea ce privește corectarea de venituri de la cetățeni. Deci noi suntem undeva media națională, știți, undeva la 40%, nu știu dacă 40%. Noi îi reducem undeva peste 70%, 75-80%. E un lucru foarte bun. S-au crescut încasările și la amenzi. Din păcate aici, dacă vă spun cuantul amenzilor, e groază. E groază. Dacă
Dacă s-ar plăti toate amenzile pe care le avem, am avea buget de 3 ani de zile. Buget local. N-am mai trebuit să mai în altă parte. Dar am colectat, am luat și de la amenzi, în schimb am de la contribuabili, persoane fizice și juridice, s-au luat bine, fedele s-au implicat, ne-am implicat cu toții, de ce nu? Și doamna referent Antiochia Adina și cu Apostol Mihaela am făcut o treabă bună, s-a ajutat și de fata de la Bibliotecă de Carmen și am făcut o treabă foarte bună. Încet și cu poliția, n-au prezentat raportul, e bine de spus și e bine să știm, știți și dumneavoastră, dar știți pentru că suntem cu toți aici în parte din această comunitate. Lucrurile s-au mai așezat, ca să zic așa, într-un fel, comparativ cu ceea ce am avut cu acele episoade neplăcute, cu intrarea în locuințe date și pe la televizor și pe Facebook. Și pe... A reușit poliția română, cu cheu cu vaiță, să-i adune pe acești făcători, acești oameni încertați cu legea și mulțumim lui Dumnezeu că n-am mai avut spargeri de locuințe. N-am mai avut nici furturi anunțate de cetățeni. E un pas înainte. Un pas înainte și sperăm să fie bine. Am câteți băieți ăștia plecați, eu știu cum au venit să mă întâmpla. Dar e bine, bine era, era un reprezentant al poliției, dar dumneavoastră nu știu de cât dată. Când asta ce face primarul, ce primarul, ce face neapăstită, dar când nu vreau să vină să purtăm o discuție aici în care să vadă și dumneavoastră cum stau problemele și să facem de aici, am avut ajutorul de comandant de la Bacău, de la Unești, de la câte ori a fost nevoie, am chemat, am avut discuții cu cetățenii, cu nemulțumiți, pe bună dreptate, nemulțumiți. Au venit și dumnealor cu hăiși, grăpiși, cu secția asta 10 în care povestea. A exact, eu la postul de poliție, nu găsesc pentru că sunt la secția 10. Într-o post de poliție în care vedeți ce se întâmplă în țara asta, pe la Bolentin, Valea, pe la unde s-a mai întâmplat, în orașe, în aceste clanuri. Aici e un post de poliție în care suntem comună grad 0 de risc. Comună cu 4, în care ar trebui să avem comună, să fie post de poliție cu 4 lucrători de poliție. Noi nu avem 2, nu avem decât 2, care nu-i găsești aproape niciodată, că-s la secția 10 și nu avem șef de post. Deci nu știu dacă în județul Bacău nu e vreo comună fără șef de post. Am întrebat și eu și am vorbit. Cum se poate o comună fără șef de post? Nu că nu vrea să vină nimeni. Deci la dumneavoastră așa, vreau să mă duc la dumneavoastră. Te-ai dus și ai ales o meserie, păi faci ce spun șefii. Deci noi avem șef de post. Nu e nimic. Îți băieți ăștia cu Tuza și cu Stirbăță, cum îl cheamă. Valentin, da. Dați seama, vine lumea că nu-i găsește la poliție, de la primărie. Fraților, nu subordonați mei. Dacă erau subordonați mei, aveam să vă spun unde sunt. Ce îmi dă mie raport? Eu din o dată parcă. Dar în schimb, când dau probleme, deci se sparge pe undeva, când era camerul dumneavoastră, merg poliția locală, se întâmplă o altă minune, poliția locală, ei se răspunde. Ei au vrut să facem. Deci mi-a dat armă în pisica. Nu e o problemă. Dacă nu e vorba să vină, să putem o discuție constructivă și în care să luăm niște hotărâri și de măsură, o găsim. Da, una peste alta, bine, armă de la dispensarul uman, câți infectați o fibrilează pulmoni, la oricum, la ora actuală, rata de infectare este de 7,83. Suntem pe Cotroșu. Am avut un micro, cum să mă știască? Un micro. Am auzit și eu ce spunea Rafael, într-o seară pe sticlă, spunea, doamne, este imposibil să te ferești. Cam puțin scapă de virus. Da, să nu ia virusul ăsta, un micro, care spune că ar fi mai ușor.
Dar dăstorești să ce îmi zice... Da, nu e, nu e adresit de numire. Da, nu e venit. Apar. Dacă te bagă acum corp, să zice, da. Da, a apărut să-l denumire, stai, se numea într-un fel, dar... Eu tot îi găsești, dacă și anunță, da. Și numele. Eu, cam asta am avut să vă spun, înainte de la prezent, să vă prezint, puteți să-l citeți dumneavoastră, eu am să mai fac o paranteză, să vă spun că vă mulțumesc încă o dată pentru felul cum v-ați implicat în tot ceea ce am realizat, în toate hotărârile pe care le-am doresc sănătate și să dea Dumnezeu ca și anul 2022 să fie la fel de angajant, ca să zic așa, din partea dumneavoastră și a executivului României și să reușim să facem din lucrurile pe care le-am pus acolo pentru 2022 ce ne-am propus a face. Acum una să-ți propui și una să-și reușești. Dar dacă din ceea ce propunem, reușim 15-20%, este perfect. Mulțumim și televiziune care este prezentă, doamna. Suntem mai politicoși, o ținem în picioare. Așa, mulțumim și noi pentru colaborare. Doamna Lili, de la Exclusiv TV. Mulțumim pentru faptul că este în locul nostru aici. Așa că dacă cineva dorește să vadă ședința de Consiliul Local pentru Transparență, se poate accesa pagina Exclusiv TV Live, pagina pe Facebook TV Live sau pe găsește ședința Consiliul Local în data 28 ianuarie 2022. Acum o să rog un președinte ședință să prezinte dumnealui proiectele de investițiile pe care le avem. Nu mai citiți preambulul, dați-le pe... Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economică, socială și de mediu ale Comunei Coțopănești din Bacău pentru anul 2022. În loc punctual, punctul numărul 1, trimestrial sau ori de câte ori situația impune, vor fi organizate adunări cetățenești pe sate, prilej cu care cetățenii comunei vor fi informați de modul cum au fost duse la îndeplinire obiectivele propuse și totodată vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. 2. Lunar, în cadrul ședințelor Consiliului Local, se vor prezenta informații despre modul cum au fost soluționate de conducerea primăriei problemele ridicate de cetățeni prin scrisori și audiențe. 3. Până la 30 martie 2022 se va acționa pentru încasarea debitelor restante înregistrate la nivelul comunei, atât la gospodăriile cetățenilor, cât și la persoanele juridice. 4. Se va urmări pe parcursul întregului an atragerea de noi investitori pe raza comunei pentru crearea de noi locuri de muncă și suplimentarea bugetului local. 5. Se vor lua măsuri ca până la data de 30 noiembrie 2022 să se repare toate drumurile comunale și intersătești în limitele fondurilor prevăzute la acest capitol. 6. Se va finaliza lucrările de execuție la investiția asfaltului comunal 116 a Sălășoaia prin programul guvernamental PNDL 2. Se va întâlni SF-ul și PTH-ul pentru asfaltarea drumurilor locale în satele Coțopănești, Bulca, Borșan și Tămășoaia. Mă miresc ulițile care au mai rămas. Punctul 8. Demararea întâlnirii documentatei tehnice SF și PTH pentru obținerea fondurilor europene și guvernamentale pentru realizarea investiției alimentare cu gaze naturale a Comunei Coțopănești. 9. Se va acționa pentru demararea lucrării de investiție, canalizare și stație de epurare în localitățile Coțopănești, Borșan și Bulca. 10. Iluminatul economic comunal. 11. Cadastrarea extravila în terenuri agricole comuna Coțopănești. 12. Se va acționa pentru obținerea de fonduri bănești pentru executarea lucrării de investiție, schimbare în viitoare la corpurile de școală B și C din satul Coțopănești și școala cu clasele 1-4 Tămășoare. 13. Reabilitarea tribunei și vestiare teren sport sat Coțopănești. 14. Se va prevedea fonduri necesare pentru renovarea exterior fațadă la Școala Generală 1-4 Bulca, Borșan și corpurile ABC la Școala Generală cu clasele 1-8 Coțopănești. 15. Se va întocmi documentația tehnică pentru lucrarea investiție, introducere în încălzire centrală la școlile Bulca și Tămășoaia. 16. Se vor construi garduri metalice la școlile din satele Borșan și Tămășoaia. 17. Se va finaliza documentația planului urbanistic general al Comunei Coțopănești. 18. Se vor reabilita căminile culturale din satele Bulca și Tămășoaia. 19. Se va întocmi documentația tehnică pentru construirea unui centru social-cultural în satul Coțopănești. 20. În limita fondurilor bănești se va achiziționa mobilier, parc și stradal.
21, înființare parc sat Bâlca. 22, înființare sat parc în satul Tămășoara. 23. În limita fondurilor bănești se va achiziționa tehnica de calcul și mobilier necesar primăriei, căminelor culturale și școlilor din comună. 24. Amenajare locuri campare, sat Bâlca și Borșani. 25. Uț, forat și captare sistemul alimentare cu apă Tămășoara. 26. Se va demara lucrarea de investiție asfaltare, drum local, sat Bâlca, vorba despre zona Oglan, Biserica Bâlca. 27. Se va demara întocmirea documentației tehnice pentru construire cu trafic ușor pentru cartierul Ron. 28. Construire capelă bisericile Coțofănești, Borșan și Bâlca. 29. Se vor aloca sume necesare pentru finalizarea lucrării de construire gar nou cimitir Coțofănești la biserică și la coșuri. 30. Se va aloca suma necesară pentru renovarea bisericii Bâlca. 31. Se va aloca suma necesară pentru montare centrală termică Biserica Pentecostală, sat Tămășoara. 32. În limita fondurilor bănești se vor aloca sume pentru lucrări, reparații și investiții la locașurile de cult din Comuna Coțofănești. 33. Se va aloca suma necesară pentru renovarea casei parohiale Coțofănești. 34. Se va aloca suma necesară pentru premierea celor care au plinit 50 de ani de căsătorie. 35. Se vor aloca suma necesară pentru plata burselor elevilor claselor 1-8 din Comuna Coțofănești. 36. Se va aloca suma necesară pentru achiziționarea camerelor video monitorizate pentru gospodăriile din comună. 37. Se va avea în vedere ca pe întreg parcursul anului 2022 să se asigure asistență socială corespunzătoare persoanelor care se încadrează în prevederile legii și acordarea de ajutoare sociale de alocații pentru susținerea familiilor îndreptățite, cât și luarea unor măsuri de ocrotire pentru copii aflați în dificultate. 38. Cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an școlar, cât și a zilor de 8 martie, Ziua Unirii, Ziua Eroilor și Sărbătoarea Record. Se va urmări ca în 39. Se va urmări ca împreună cu poliția locală să se asigure ordinea și liniștea publică pe raza comunei. 40. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor abilitate și se va afișa la sediul primăriei Coțofănești. Da, la material am greșit cu rata de infectare. Am zis la sute, la mie. Mă duiesc ca să-ți înțeles. Nu cred că la sute. Am zis șapte, la mie. La mie, nu la sute, cred că am greșit. Și nu apar așa. Eram gata, eram pe făraș. Eram... Ce vreau să vă... După cum bine ați văzut și din citirea dată de domnul președinte ședință, proiectele sunt îndrăznețe, sunt mărețe. Noi va trebui să ne focalizăm atenția pe cele de strictă necesitate. Și aici o să merg pe chestiunea cu canalizare alimentare cu gaze. Ați văzut care sunt etapele, am povestit mai înainte. Deci, canalizare și gaze. Și asfaltare din locale. Astea sunt trei care sunt cele mai importante. Cu problema școlilor, avem școala Tămășoaia trebuie schimbată acoperișul, extinderea spațiului școlar cu ceea ce a spus la Cămin și cele trei, două corpuri de școală de aici, B și C-ul, și acoperișul, și pe afară, și exterior, și interior. Trebuie să făcute. Bineînțeles că am prins și școala de la Borșan, pentru că o ținem în conservare, nu lăsăm așa. Ea e bine, are acoperiș bun, avem grupuri sanitare în toate școlile funcționale, nu sunt defecte, deci copiii nu merg afară la toaletă. Deci pe linie de școlară asta avem, garduri ce mai avem, dar important este extinderea spațiului și acoperim veritorile și cu interior și exterior la cele ce le-am spus. Parcuri am zis că de înființat în cele două sate, deocamdată nu avem terenul disponibil la Tămășoaia, cel puțin, vedem unde vom găsi. Puț forat la Tămășoaia este vorba de a completa resursa de apă. Pentru că va veni vara și dacă va fi secetă, vom avea probleme. Iar de că de o bucată de timp la Tămășoaia nu avem probleme, am la Coțofănești și la Bâlca.
și lucrurile celelalte pe care le-am pus noi acolo. Da, gard la cimitir, poate mă întrebați. E cimitirul ăla de sus, se vrește. Nu se poate stăm într-un cimitir așa, fără gard, fără nimic. Am gândit să facem un gard care să nu fie niște tanti pentru cei certați cu legea să înaclească tumurugii de acolo și așa mai departe, să luăm traverse de cale ferată, deja am vorbit, tăiate, secționate pe mijloc, din bulma de traverse, și să facem din traverse de la și cu târmă prinsă frumos de la, și făcut să se închide acolo, cimitirul ăla, când am mare rușine. Jos aici unde am zis de gardă, dar vorba de gărduciul ăsta care desparte curtea bisericii de cimitir. Că restul e făcut, e făcut peste da. Am mai pus de capele, am vorbit cu preoții, sunt oameni care n-au niciun adăpost și să ai unul să duci, țin curtea bisericii, capelele acele trei biserici, sunt câteva lucruri de bun simț care trebuie să făcute, dar v-am spus, prioritățile cam astea sunt, ele sunt foarte multe acolo, 33-34, foarte multe puse acolo. Sperăm să mobilierul stradar, mobilierul de pat, nu știu așa mai departe, sunt foarte, foarte multe. Eu zic, pe mine, că mare am prins așa despre ce este. În primul rând, m-am ținut cont de necesitățile comunești. Au oameni, pentru a asigura un trai mai bun și mai din punct de vedere al condițiilor, nu financiar. Că oamenii că trebuie asta. Da. Dacă vrea să aveți de completat ceva, sau la discuțiile, domnul președinte, o să vă invite la întrebări, sau nu aveți neclarități. Pe tema proiectului de hotărâre, mai sunt și alte completări, sau cu alte inițiative, de venit cineva să spună, să făcut, sau din... Completat ceva? Dar cum sunt comisiile? Dar să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 24 ianuarie 2021. Da, ce domnul secretar. Da. Ne spuneți despre ce este vorba? Da, este o hotărâre prin care am făcut atestarea în domeniul public al comunii a rețelelor de apă la Borșan și Cotofănești. În septembrie, 24 septembrie, hotărârea numărul 45. De la prefectură ne-a atacat-o ca fiind ilegală pentru că trebuia să cerem punctul de vedere al Ministerului de Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației. Fizica intermeată. Avem o sesizare transmisă. Chiar m-a sunat ieri și a spus că am zis că nu s-a făcut proiect de hotărâre pentru revocare și încheiem. Pe internet am găsit multe astfel de hotărâri fără avizul menit pe Aulescă, dar dau dreptate prefecturii și atunci se poate revoca. Atunci, văzând raportul referatul de aprobare registrat la numărul 4219 din 22.09.2021 al domnului Olariu Viorel, primarul comunei, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 27.12.99 privind însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Coțofănești, județul Bacău, având în vedere prevederile hotărârii guvernamentale 1347/2001 privind atestarea inventarului domeniului public al județului Bacău, al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, văzând rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comunal, în temeiul prevederilor articolului 129 aliniat 2, litera C, articolul 139 aliniat 1 și articolul 196 aliniat 1, litera A din nou, gen numărul 57 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se completează inventarul domeniului public al comunei Coțofănești cu sistemele de... Știți hotărârea care este revocată. Păi asta este aici. Nu, nu este. Dar este, nu este. Asta e raportul meu de specialitate. Nu am spus de multe aici. Dar am spus, dar nu este. Păi nu este, este răsut. Nu este asta aici, dar... Puțin.
Articolul 1 se revocă hotărârea Consiliului Local al Comunei Coțofănești numărul 45 din 24 septembrie 2021 și prin grija Secretarului General al Comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului, primarului Comunei Coțofănești și biroului buget contabil și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primăriei. Aici discuții, nu avem ce discuții. Discutăm comisiile. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Nu trecem la punctul 4, diverse. Da, eu am vrea să vă spun câteva lucruri. La problemele diverse. Știți foarte bine și am și pomenit că în materia am început această corectare a gunoaielor selectivă. Fac un apel la dumneavoastră să vă implicați în mod deosebit pe străzile pe care locuiți dumneavoastră. Și de între dumneavoastră sunteți și agenții economici. V-aș ruga să trecem la această corectare selectivă. Știți foarte bine, noi am dat, am făcut afișele, am trimis poliția locală, am trimis domnul viceprimar cu ceilalți angajați ai primăriei și am anunțat oameni, le-am mânat saci pentru corectarea selectivă a deșeurilor. Lumea, spre surprinderea mea, a fost bine, e bine, începutul este bun, este promițător, dar nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să dăm, să mergem mai departe. În special la agenții economici nu văd prea multă înțelegere. Apar iar cartoanele, depun orman, ori le dă foc, ori le... V-am spus care sunt avantajele. În momentul când dăm selectiv, beneficiem și noi de anumite facilități în ceea ce privește plata cu noi. Pentru că nu ți-o mai sortează, nu ți-o mai aranjează acolo la centrul lor de repozitare. Deci trebuie să marșăm pe chestia asta și dumneavoastră aveți un cuvânt de spus. Sunteți consilier local, sunteți reprezentanții oamenilor și este bine să discutați. N-ar fi rău ca fiecare consilier să-și ia o stradă, două în primire, în zona în care locuiește și să treacă la fiecare cetățean să poată discuți cu dumneavoastră. Vedeți ce probleme au oamenii, ce mulțumire au oamenii cu ocazia asta, vă treceți raportul de activitate și ce probleme au și în această chestiune cu corectarea selectivă a gunoaielor. Noi știm unde mai avem aici, mai avem câteva, avem, suntem corijenți, dar nu e vina noastră, dar nu poți să-i spui omului, îi spui omului, dar puțin mai înțelege. Nu am dat pubele la toată lumea. Aceste pubele se dau prin Consiliul Județean care se ia tot de la Adis, de acolo, de la centru și de un an de zile ne chinuim să ne dea 50 de pubele și nu reușim să le luăm. Adrese peste adrese, s-a probat, s-a vorbit și cu domnul președinte, vin miercuri, vin joi, nu mai vin niciodată. Da, dar nu împiedică să pună saci sau știu, lăzi în altceva și să pună noi la poartă, să nu mai arunce pe... Dar noi le dăm sacul. Eu când am colectat sacul, le dăm al sacul. Da. Pentru asta selectăm, pentru gunoiul selectat, le dăm sacul. În momentul când am luat sacul, noi totdeauna am luat ultima joie din... A fost ieri, ultima joie din lună, așa, nouă ne le ridică, vine luni și ne le ia, noi le depozităm, avem magazie de depozitare, ne le ridică de jos de la magazie de depozitare. Este bine să le aduceți aminte oamenilor lucrul ăsta. Deci, implicarea dumneavoastră și vă spun, dă bine și pentru noi și pentru dumneavoastră cu implicarea asta. O altă problemă este miercuri, după cum bine știți, o parte din crescători de animale sunt aici. Avem o ședință cu crescători de animale. Părere de rău, vreau să vă spun că numărul animalelor sau șeptelor, cum se mai spuneam odată, este în scădere. Mulți au renunțat. Trebuie văzut ce e de făcut, pentru că, știu, mulți dau dovadă de patriotism local, să nu vină alții din alte parte să pască la pe pășunea Coțofănestului. Nu avem cedere, vă spun la modul sincer.
Dar nici nu puteam să lăsăm pășunea asta să se părăginească, să se sălbăticească. Deci cine, miercuri, când veniți crescători de animale, care aveți concesionate pășune, veniți cu adeverințe de la medicul veterinar cu numărul de animale pe care îl mai dețineți. Și să vedem, să ne consultăm, să dialogăm aici, să vedem ce și cum e de făcut. Mulți dintre dumneavoastră care aveți animale n-ați primit suprafață în întregime, întreagă, încă a mai diminuat, că atunci a fost solicitat. Iar acum avem excedente. Avem excedente. Putem să le completăm suprafețele de pășune. Dar trebuie neapărat să venim să vedem despre ce e vorba și dacă va rămâne excedent, legea ne obligă ca această suprafață care este în excedent să o scoatem la concesionare. Nu că vrea primarul sau că vrea nu știu cine. E lege și unde legea nu-i tocmeată. Poate vine, dacă vine de la ureche, la Căiuț și licitează, nu poți să-i interzici, pentru că îi șterbezi un drept al lui. Deci, noi trebuie să luăm o hotărâre, miercuri la ora 1, ne întâlnim aici, tot în Cărnul Cultural, fiind pandemia, tot în lumea acestea. Dar este să vă spun, vreau mai multă implicare din partea dumneavoastră, v-am spus și vă mulțumesc încă o dată pentru implicarea din anul 2021. Eu cu domnul viceprimar sunt 24 de ore în picioare, telefoanele noastre nu se închise, eu nu închid niciodată. Se mai întâmplă, las în mașină, nu pot răspunde, asta e, sunt plecat peste dealul, voi mai mergem și pe multe zone. O să ne implicăm cel mai mult și cel puțin ceea ce depinde de dumneavoastră, ceea ce privește gunoiul, ceea ce privește, știu eu, iluminatul public. Lucruri care țin de dumneavoastră, cu nemulțumirea cetățenilor, cu, știu eu, acum nu mai sunt cu animale care se mai strângă, mai strângeau vacile pentru cireadă și mai făceau poluare și mizerie. Știu, orice problemă cetățenilor, să fiți aproape de dumneavoastră și să ne transmiteți. În limita posibilităților, ceea ce se poate realiza, se realizează, ce nu, nu. Dar căutăm să îi ajutăm, să venim în sprijinul dumneavoastră. Am spus, vine primăvara, dea Dumnezeu și să ajungem și vom scăpa și de pandemia asta, bănuiesc că o să termin odată și cu asta. Și o să trecem la curățenie. Și la curățenie vreau să vă implicați în mod deosebit. În mod deosebit. Pe străzele dumneavoastră, braile care sunt la apropiere de dumneavoastră și terenul intravilan, extravilan, să ne implicăm, să facem o comună curată și frumoasă, că altfel avem probleme cu garda de mediu și cu cei de la DSP. Ați văzut că noi ne-am implicat foarte, foarte, foarte mult, în schimb, nu putem, noi avem scăpări. Un mai e mare, n-ai, nu știu eu nici bunul acolo pe malul bărului tot, sau la bârca. Noi controlăm, fiecare zi aproape facem lucrul ăsta, dar cu agenție comună, ați văzut. Începe să se niște și comună cu Țofănești. Uite, prinde contur acolo, acel agent comun, lângă drumul care merge spre gara. Chiar este potent financiar, am văzut, și vor să facă acolo de termopane, de poze, de nu știu ce, de... La prea. Exact. Mai e băiatul ăla care vrea să face dincolo, ce vrea să facă șef, seara, acolo, ce mai vrea să facă. Mai avem pe Stoiană. Se mai mișcă lucrurile și asta e un lucru foarte bun. Noi avem nevoie să atragem mici întreprinzători care vor să facă ceva în comună și mai în primăvară o să dea drumul la balastiera de la Baltaruiasă. Iar o să mai iubească niște locuri de muncă. Mai vine un impozit la bugetul local. E ceva. Adică mai facem un pas înainte. Eu am tot de deschidere și să le dăm tot sprijinul la cei care vor să facă ceva, să nu le punem piedici. Sunt nicio formă. Pentru că ne gândim noi așa că nu e bine să facă, nu știu din ce motive.
noi. Oricine vrem să facă ceva, e bine. Și terenul punem la dispoziție. Și gratuit o perioadă de timp. Și drum de servitude. Și drum de acces. Orice trebuie ajutați. Trebuie ajutați. Problema, mai e o problemă că nu prea avem tineri cu chef de muncă. Aici nu știu cum vom putea lucra cu ei. Toți care vin la mine și vor să angajeze, mă întreabă dacă avem un post de paznic. Și câți bani? Și câți bani? Și paznic, nu altceva. Paznic, paznic. Îi trimit la Stoia în jos, la câte lucruri face paleți, zelem, amănul, acolo. Păi dar acum de ce? Uite, dă bani. Deci toată lumea vrea paznici. Ori paznici sau șofieri. Nu mai sunt gata, am fost un gata, vrei șofer, tu te n-am vrea, dar am nevoie aia. Profesionist, dar eu vreau un bio, o să mă duc la mea. Da. Un spate, da. Un sală și o sută. Că cerințe pentru o orță de muncă mai există, da? Eu se plâng, mă ușor, dar am prieten, patron. Noi, la șapcă, la astea, la... la umbrărescu, la aia, se plâng, nu ne mai vin fraților la muncă. Au venit doamnele de la jos și au făcut ședință cu ei aici și niciunul. Au nevoie aici, la volane, la unul induce ăsta, cu autolivul ăsta. Nu se duce, frate, nu se duce. Sunt câteva fetișoare, le iau autobuzul de aici, de acasă, le duce acasă. Câteva fetișoare care se duc bravo lor, în rest nu vor să duc. Le ține în picioare. Poftem? Le ține în picioare. Da, au niște agrezi, la volanică. Dar doi și tu culcă. Da, dacă nu mai sunt probleme, vă dorim un an bun și o zi frumoasă, să vă dea Dumnezeu tot ce gândiți.